Marile drame încep cu o poveste de dragoste prea frumoasă să fie adevărată. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta. Și sfârșesc pentru că lumea din jur nu poate fi schimbată. Și ultimul lucru pe care vreți să-l schimbați este universul. Povestea mea de dragoste a început aici. Aici am descoperit eu universul, e o poză din satul meu, din Lăpușata, din Vâlcea. Eram copil și obișnuiam să mă culc pe cotețul de găini. Îmi luam plapuma cu mine, bunica mea nu prea înțelegea și mă uitam la stele. Vreau să le ating cu mâna, vreau să ajung la ele, visam să ajung acolo. Anii în care copilărit eu sunt anii aselenizării. Lumea încă trăia acel deceniu. Părinții mei reușiseră să evadeze din eternitatea satului și să meargă să lucreze pe șantierele patriei. Tatăl meu lucra în mină unde căuta bogățiile pământului. Eu am avut bucuria să descoper un profesor de matematică foarte bun, care mi-a arătat frumusețea matematicii. Îl citeam pe Jules Verne, pe Isaac Asimov și visam la univers. Îmi imagineam că omul este un zeu făcut pentru a cuceri și a controla cosmosul. Anii au trecut însă și mi-au arătat că universul rezistă schimbării și cuceririi. Anul ulterior nașterii mele a fost ultimul an în care oamenii au pus piciorul pe suprafața lunii. Nici vorbă ca o rachetă să ajungă la stelele pe care eu visam să le ating cu mâna. Cosmosul se lasă mult mai greu de cucerit decât visam eu. Minele la care lucra tatăl meu au epuizat o parte din resursele pământului, iar combustibilii fosili pe care i-am folosit au făcut ca concentrația de dioxid de carbon să se dubleze în atmosferă și să avem astăzi o criză climatică. Omul s-a comportat ca un conquistador. A fost o încercare luciferică de a domina cosmosul. Văzându-se stăpân pe uneltele științei, omul s-a îndreptat către univers cu o forță puternică de a-l consuma. Numai că universul are în el încrustat principiul acțiunii și reacțiunii sau principiul lui Arhimede. Dacă apeși asupra unei mingi cu forța în apă, forța lui Arhimede va împinge mingea înapoi. Forța brută este ultimul lucru pe care vrei să-l folosești atunci când lucrezi cu universul. Iată aici cum arată ecuațiile universului. Scrise în limbajul său, matematica, pentru că dacă erau scrise în limbajul literaturii, le învăța cu toții din povestirile lui Sadoveanu. Sunt luase dintr-o carte de specialitate și pentru fiecare literă pe care o vedeți aici, un fizician a trebuit să învețe luni de zile. Mai mult, toate literele astea trebuie aduse împreună într-o teorie complicată care se numește teoria cuantică a câmpului. Complexitatea aceasta este prima barieră pe care cosmosul ne pune în fața dorinței noastre de a intra în intimitatea lui și de a înțelege secretele. Aici, vedeți că eu nu am trecut peste această barieră. Aici este contribuția mea la fizica fundamentală, la care am visat atâta. Totuși, dincolo de complexitatea formulelor, principiile fizicii ascund o simplitate remarcabilă. Să ne aducem aminte de Einstein, care căuta gândul lui Dumnezeu. Einstein înțelegea prin aceasta câteva formule simple, care scot la iveală esența universului. E este egal cu mc pătrat, de exemplu. Faptul că toată materia care ne înconjoară este de fapt energie concentrată. Pointerul acesta este energie concentrată. Atomii din mine sunt energie concentrată. Sala în care trăim, în care suntem acum, este energie concentrată. În fața acestei complexități, acestei bariere pe care universul ne opune, Einstein ne spune să căutăm simplitatea. Simplitatea este o complexitate rezolvată, ne spunea și Brâncuș. Simplitatea este prima lecție pe care universul ne învață cum să ne raportăm corect față de el. Pentru că dacă vom căuta numai forma, pierdem conținutul. Și dacă ne complicăm viața,
uităm să mai trăim. Universul ne mai învață și alte lecții. De câteva sute de ani, tot încearcă să ne spună că nu suntem în centru creației sale, în centrul Universului. De la Copernic încoace am aflat că Pământul nu este în centrul Universului. Pământul se învârte în jurul unei stele, care este o stea obișnuită din galaxia noastră. Vedeți aici Pământul văzut de pe sonda Voyager. Acel punct mic, Pale Blue Dot, spunea Carl Sagan, este Pământul, văzut de undeva din îndepărtarea sistemului nostru solar. Și sistemul nostru solar este unul din sutele de miliarde de sisteme stelare care există în galaxia noastră. Iar aici vedeți o poză cu alte sute de miliarde de galaxii, de fapt nu sunt sute de miliarde în această poză, numai că noi știm astăzi că în univers există alte sute de miliarde de galaxii care conțin la rândul lor sute de miliarde de stele. Și Edwin Hubble ne-a arătat în felul acesta cât de mare este universul. Și ceea ce este extraordinar și mi se pare extraordinar este că astăzi știm că universul este de cel puțin 100 de ori mai mare decât tot ceea ce vedem pe cer. Că spațiul se întinde la distanțe care sunt de 100 de ori mai mari decât tot ceea ce vedem pe cer. Ceea ce noi numim universul observabil. Universul este de 100 de ori, cel puțin 100 de ori mai mare decât universul observabil. Și lumea mă întreabă, Cristi, cum puteți voi fizicienii să știți lucrul ăsta? Cum puteți să știți voi că universul este de 100 de ori mai mare când lucrurile alea nu le vedeți? Și atunci trebuie să le explic puțin așa din fizică și să le spun așa, din curbura spațiului. Dacă spațiul ar fi plat, așa cum se vede în stânga, atunci el s-ar extinde la infinit. Spațiul însă poate fi curb, așa cum se vede în centru. Și atunci el ar putea avea o curbură pozitivă și s-ar închide înapoi. Așa cum se închide suprafața unei sfere, devenind finit. Din măsurători ale curburii spațiului, știm că această curbură este mai mică de 1% decât dimensiunea Universului. Și asta înseamnă că Universul se întinde pe cel puțin o distanță de 100 de ori mai mare. Dacă curbura este chiar mai mică de 1%, ceea ce ar putea la fel de bine să fie, atunci Universul este chiar mai mare de 100 de ori. Iar dacă curbura este 0, de ce nu? Universul ar putea să fie infinit. Vedeți aici marginea Universului. Este partea din dreapta a pozei. În partea din dreapta a pozei sunt câteva stele selectate din partea din stânga a pozei. Sunt selectate și mărite. Le vedeți roșiatice, pentru că Universul este în expansiune și noi ne îndepărtăm față de ele. Ei, această culoare roșie ne spune de asemenea că stelele acestea s-au format la începutul Universului. De stele din dreapta sunt formate la 1 miliard de ani de la începutul Universului și lumina care vine la ele a circulat 13 miliarde de ani. Din curbura spațiului, și apropo, la ora actuală știm că aceste stele se află la aproximativ 30 de miliarde de ani lumină depărtare. Deci asta este marginea Universului observabil, 30 de miliarde de ani lumină depărtare. Sunt ultimele stele pe care le vedem așa cum erau ele la începutul Universului. Și știm, din curbura spațiului, știm că spațiul se extinde dincolo de această margine. Și ceea ce este foarte fascinant este că știm că datorită expansiunii spațiului pe care o vedem în această culoare roșie a galaxiilor, deplasarea spre roșu, știm că multe din acele galaxii sunt duse față de noi cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Din cauza aceasta noi nu le vom vedea niciodată, pentru că nu putem să depășim viteza luminii. Am ales fizica pentru că ea poartă cea mai adâncă curiozitate a lumii noastre. Ce este lumea în care trăim? Care este motorul Universului? Spunea Aristotel. Și motorul Universului se găsește în această cameră. Este o colecție de motorașe pe care eu le văd ca fiind în fiecare punct din spațiu câte un motoraș, fiind acele legi ale fizicii fundamentale. Aici scrie energia egal cu mc pătrat, forța egal cu masa ori accelerația. Aici scrie energia egal cu mc pătrat, forța egal cu masa ori accelerația.
Nu știm de ce aceste motorașe sunt așa cum sunt și nu știm de ce sunt aceleași oriunde în spațiu și timp. Ele însă fac posibil, aceste motorașe care sunt aici în cameră, ele fac posibil ca eu acum să respir, ca eu acum să vorbesc, ca vocea mea să ajungă, să ajungă la dumneavoastră. Eu numesc asta zidul realității. Aș vrea să mă uit în spatele lui să văd cine a scris legile acestor motorașe, de ce le-a scris așa și nu altfel. Mă macină o curiozitate de nestăvilit, numai că universul e ca un strat de ceapă. Fizicienii sunt ca niște mineri care sparg acest zid al realității, căutând breșe din spatele realității, iar realitatea este ca o ceapă. Atunci când dai la o parte un strat al ei, descoperi altul mai adânc. Când vechii greci au descoperit magnetul, nu bănuiau că în spatele acelui magnet sunt forțele electromagnetice. Asta este al doilea strat de ceapă pe care l-a descoperit Maxwell, care arăta că și lumina care vine de aici este un mic magnet pentru că are un câmp magnetic. Iar după ce a dat acest strat de ceapă, azi fizicieni, Einstein, Feynman, au descoperit teoria cuantică a câmpului, în care au spus lumina care vine de la către noi e formată din particule mici care se numesc fotoni. Un alt strat de ceapă. Observați cum fizicienii nu fac decât să mute zidul realității mai încolo, fără însă să-l penetreze și să afle ce este în spatele lui. Legile fundamentale nu pot fi schimbate. Ele sunt ceea ce sunt. Universul este ceea ce este. Legile fundamentale sunt scrise aici. Sunt scrise aici. Cum le-am putea schimba folosind instrumente construite exclusiv în lumea aceasta? Pentru noi, legile fundamentale rămân date așa cum au fost la început. Universul nu poate fi schimbat în esența lui. Noi trebuie să ne repoziționăm față de el ca niște creații ale lui, pentru că trăim în el. În anul 2006 am făcut în laboratorul meu câteva cercetări. Aveam un laser asemănător celor cu care polițiștii măsoară viteza. Îl vedeți în partea din stânga sus a imaginii, doar că era mult mai compact și folosea un principiu nou. Aici vedeți o demonstrație cu laptele. Mi-am zis, ce mic este laserul ăsta, e atât de compact, măsoară viteza laptelui, oare pot să măsor viteza sângelui în corpul meu? La început nu am reușit. După aceea am ajustat optica, am ajustat electronica și, surprinzător, când am pus degetul din nou pe laser, am văzut că pot să măsor viteza sângelui din deget. Și primul lucru care mi-a sărit în față a fost pulsul, pentru că pulsul se vedea foarte bine. Peste câteva luni a fost o demonstrație în laboratoarele în care lucram și am vrut să arăt și eu ce am făcut. Și pentru că văzusem pulsul foarte bine, am zis așa, laserul ăsta este așa de mic, hai să-l pun într-un ceas. Și să-l pun într-un ceas și să arăt că eu pot să măsor pulsul dintr-un ceas, ceea ce nu era atunci. Și asta am făcut. Am făcut această demonstrație și nu s-a întâmplat mare lucru timp de un an de zile. După un an de zile, un manager de la companie a venit la mine și mi-a zis, Cristi, dar tu chiar poți să măsori pulsul dintr-un ceas cu un laser? I-am zis, da, cum să nu. Am făcut o demonstrație și mi-a zis, uite care este treaba. Am putea să aducem acest senzor pe piață cu ajutorul unei alte companii. Eu atunci am ignorat menirea senzorului original de a măsura viteza sângelui, am înlocuit laserul cu un LED, i-am optimizat culoarea, optica și toate celelalte caracteristici și am reușit. Compania noastră a adus pe piață primul astfel de senzor optic care măsoară pulsul într-un ceas. Puțin știam eu atunci că acest senzor va deveni standard în toate ceasurile inteligente și că sute de milioane de oameni vor purta invenția asta. Mulți dintre voi îl purtați aici la mână. Sunt și astăzi surprins de impactul pe care îl are o simplă invenție. Am visat că omul va cuceri spațiul în timpul vieții mele, dar cosmosul ne arăta că locul omului este încă pe pământ. Am sperat că voi muta și eu zidul realității mai încolo, măcar cu un deget, dar nu am descoperit nimic în fizica fundamentală, pentru că i-am forțat cunoașterea prin formule complexe. Universul însă mi-a făcut un cadou ceva mult mai de preț. Capacitatea de a ajuta milioane de oameni
printr-o simplă invenție. Viața este o călătorie de la simplitatea neînțeleasă a copilăriei la simplitatea înțeleasă anilor din urmă. Forța stă în simplitate. Vă mulțumesc!